Al patrulea val al pandemiei de COVID-19 și-a pus profundă amprenta și asupra învățământului. Autoritățile guvernamentale au decis carantinarea municipiului Drobeta-Turnu-Severin pentru următoarele 2 săptămâni, iar asta înseamnă că elevii învață din nou un sistem online. Pandemia de COVID-19 a obligat milioane de copii să învețe în sistem online, ceea ce s-a dovedit a fi un real dezastru. Cu toate acestea, autoritățile guvernamentale au decis carantinarea municipiului Drobeta-Turnu-Severin, ceea ce a trimis elevii din nou la ore virtuale. Copiii să rămână la ore, să ducă la școală, că așa de acolo învață, dar pe tine până ce învață mesi copii. Acolo să ducă și la școală cu colegii, cu profesorii să se întâlnească. Severinenii nu sunt de acord cu învățământul online. Aceștia își doresc ca nepoții și copiilor să meargă fizic la ore. La școală, pentru că nu toată lumea are posibilitatea să lucreze online, nu toată lumea e inteligentă să lucreze cu computer, nu toată lumea are bani de un computer și profesorul îți explică într-un mod. Tu înțelegi alți draci din computer. E foarte, foarte greu. Să meargă la școală, eu mai spus, nu cred în așa ceva. Ăștia sunt, cum să spune, prostește lumea, manipulări cu virusul, să se întinde așa de repede virusul. Elevii stau ore în șir în fața unui ecran, iar acest fapt este dăunător din multe puncte de vedere. Aceștia nu mai au aceeași motivație de a intra la ore, ba chiar mai mult, unii dintre ei sunt prezenți pe platformă, însă au alte preocupări.